ziua la o nouă ediție a programului nostru de bibliotecă, Recetă de Familie. Astăzi vom vorbi și vom vorbi despre năut și vom prepara năut. Năutul este o boboasă care crește în Republica Moldova, dar și în alte țări din Asia. În Republica Moldova se abilitează cam greu, dar este un produs foarte mult consumat în India, în Arabia. Începe să dețină tot mai mult teren în Republica Moldova. Familia noastră, năutul se pregătește în baza unor recete preluate din satul soțului meu, satul Bărâncău, raionul Soloca, și este astăzi, chiar aduc această recetă ca un omagiu celor de la Bărâncău, cărora le port foarte mult respect și de la care am îndrăgit acest produs alimentar. A devenit o recetă de familie și atunci când avem evenimente de familie, este recetă care o caută oaspeții. Eu știu, o să vină la noi în familie și o să mănânce năut în ziunea pe care o pregătim noi. Este un aliment care sper că o să-și câștige tot mai mult teren în țara noastră. Veni oricând la biblioteca noastră să aflați cât mai multe despre acest produs și să preluați recete, pentru că noi le selectăm și aici în Biblioteca de Bucătărie un oficiu pentru promovarea modului sănătos de viață. Le puteți găsi, le puteți utiliza și, de ce nu, chiar le puteți testa cum se pregătesc ele. Este o sursă excelentă de fibre, vitaminele B6 și B9, acid folic, mangan, proteine și minerale precum fier, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, cupru și zinc. Extrem de gustos, cu un conținut bogat de proteine, năutul poate înlocui cu succes carnea. Și vreau să vă povestesc aici o întâmplare, că am avut un voluntar de la Corpul Păcii Elen, care era vegetariană și în ultimul an al ei, era ultima zi de naștere pe care și-o organiza aici în Moldova, și am ținut tot din adins, cu toate că nu eram în Telenești, să revin cât de târziu, să o felicit. Când am intrat în casa unde locuia Elen, mirosea foarte mult a carne de curcan prăjit. Și mă gândeam, ziceam, oare chiar să-și fie schimbat preferințele alimentare, dar de fapt ea prăjea năut, cocea năut în rolă. Și exact aceeași aromă ca și carne de curcan prăjită. La ce folosește năutul? Protejează inima și reglează glicemia. Cura cu năut este ideală pentru persoanele care suferă de diabet, deoarece previne creșterea rapidă a nivelului de zahăr în sânge imediat după masă. Prin conținutul bogat de fibre, consumul de năut scade nivelul colesterolului rău din sânge, care duce la apariția bolilor cardiovasculare. Boabele de năut se pot consuma fie ca atare, fie în salate. În cazul în care nu sunt deja preparate, boabele de năut trebuie lăsate în apă să se amoaie timp aproximativ de 12 ore. Eu, de exemplu, le înmoi de cu seară, în apă cu sare. Ele sunt mărunte și uscate. După înmuiere, iată, cam așa arată, ele se măresc de 2 sau chiar de 3 ori volumul lor. Când sunt înmuiate, lor nu le trebuie atât de mult timp pentru preparare. Previne cancerul de colon, năutul. Năutul este ideal pentru îmbunătățirea digestiei, ajută intestinele să-și mărească volumul, prevenind în acest fel constipația și apariția altor afecțiuni mai grave, precum cancerul de colon. Fierul din compoziția năutului oferă organismului energia de care are nevoie, iar magneziul ajută la producerea unor enzime cu efect antioxidant care încetinește procesul de îmbătrânire. Astăzi o să preparăm năut cu carne și năut cu legume. Pentru a prepara năutul cu carne, a-l înăduși în carne, în morcov și în ceapă, este nevoie ca să-l înmuiem în prealabil aproximativ 12 ore. Noi aici avem două feluri de năut. Acesta este năutul care l-am înmuiat de cu seară. Vedeți, el este înmuiat mare, boabele sunt curate, pentru că o foarte mare atenție trebuie să atragem la boabe, că dacă sunt prea uscate și zvârcite, ele sunt, năutul este
vechi, de mulți ani și poate să ne facă probleme la preparare, să nu se moaie așa cum ne dorim. Năutul este un bob foarte original la forma lui, diferă de fasole, diferă de mazăre, pentru că este mai uniform la suprafața lui. Acest năut îl voi prepara cu carne, morcov și ceapă, iar pentru că sunt zile de post și, și știu că foarte mulți în perioada aceasta nu consumă carne, am uiat acum dimineața și voi face năut cu, doar cu legume. Vedeți, mai are nevoie de câteva ore ca să ajungă la forma, celui muiat de cusară. Vedeți, asta, acesta este un element foarte important, muierea năutului. Atunci când îl muiem, eu vă propun să puneți puțină sare, pentru că procesul de muiere are loc mai rapid și mălâieți, cum se zice la noi în popor, năutul. Când vedem bubul uscat, ne pare că este atât de tare încât va fi nevoie ulterior să curățim coaja lui. Coaja năutului este foarte fină atunci când este muiată, nu este nevoie să o curățim. Este unica operație pe care trebuie să o facem înainte de preparare, este ca să o muiem și vă spuneam că unii o muie fără sare, eu pun puțin sare la muiat. Atunci când năutul îl fierbem, nu este numai decât să-l uscăm. Atunci când îl prăjim în cuptor, în rolă, îl coacem în rolă, pentru că și așa cum se prăjește carne, așa se prăjește și năutul, noi trebuie numai decât să-l uscăm după ce l-am umflat și l-am adus la condiția care este necesară pentru a fi preparat. Pentru prepararea năutului cu carne este nevoie ca să mărunțim ceapa, o tăiem mărunt pentru ca să nu fie mai mășcată decât bobul de năut. Când vorbim de proporție, este bine ca să o facem așa, jumătate de kilogram de ceapă, jumătate de kilogram de morcov, jumătate sau mai mult kilogram de costițe de porc și jumătate de kilogram de năut. Mărunțim ceapa. După ce tăiem ceapa, o mărunțim puțin la tigaie. Pentru aceasta înfierbântăm tigaia mai întâi, apoi înfierbântăm puțin, turnăm puțin ulei și înfierbântăm uleiul. După ce se înfierbântă uleiul, turnăm ceapa. Nu trebuie la foc mare, focul trebuie să fie potrivit, în așa fel ca să se moaie ceapa. Între timp cât se înmoaie ceapa, noi o să pregătim morcovul și separat de ceapă tot o să înădușim puțin. Pentru a pregăti morcovul, mai întâi îl pieliem în așa mod, pentru a primi niște cubulețe, la fel ca să fim într-o armonie cu boabele de năut, fiecare felie de morcov, fel încât să la sfârșit o să primească cubulețe cam în mărimea boabelor umflate de năut. Am călit ceapa, s-a muiat. Este tocmai potrivită pentru a fi turnată în năut. Năutul în prealabil colat în câteva ape. Vedeți, el s-a umflat. Este frumos, este răzbătut cu apă, muiat suficient și acum turnăm ceapa înădușită și tigaia o vom folosi pentru morcov. Am înădușit ceapa, înădușim și morcovul. Iată, l-am tăiat cu bulețe și îl fierbem puțin în ulei până se va face mai măcăluț. Asta va fi vreo la foc încetișor. S-a înădușit și morcovul nostru și îl turnăm aici peste năut. Mai punem boabe de piper negru și frunze de dafin. Sare. Năutul are sare și de atunci cât s-a muiat. Deci trebuie să ținem cont de toate acestea. O să amestecăm toată compoziția primită. O să o amestecăm bine și vă spuneam că năutul se poate consuma cu carne, dar se poate consuma și ca mâncare de post. Năutul fiert este un produs foarte bun de pregătit salate, pentru că bobul de năut nu se
macină nu se fărâmă. La fel, după ce este fierte, din el se poate prepara și pireuri diferite. După cum vă spuneam, când este așa umflat, el uscat, se poate depus în rolă și de făcut năut prăjit, copt, adică și are gustul de carne de curcan și miroase ca carne de curcan atunci când el este prăjit. Eu vă spuneam că o să iau vreo câteva, după ce am amestecat bine cu sare, pier, cu tot, a primit așa o compoziție. Curând o să pun și apă fiartă, dar iau vreo două linguri pentru a-l face ca mâncare de post. Năutul poate fi fiert și pe plită, dar cel mai bine este să-l punem în rolă. De exemplu, când am sărbători acasă, am cuptor din cărămidă și se pregătește foarte bine în cuptor și este foarte, foarte delicios. Este mâncarea care se servește după sarmale și după cartofi înătușiți dacă îl punem la masă. Este, de obicei, la mesele noastre, el se servește înainte de a pune masa dulce. Și cred că este și o înțelepciune populară în toată asta, pentru că după ce te giftuiești cu atâta mâncare, el vine ca ceva foarte salvator pentru intestinele noastre, pentru care proprietatea să le lărgească, după cum ați aflat anterior. Cred că acum o să dau și apă peste el. Pentru năvutul din cea un, eu am pregătit carne din timp. Este costiță de porc, cu puțină grăsime, pentru că năvutul iubește grăsimea. Și am tăiat-o mai mărunt. Și acum o să o amestec și carne de porc. Este interesant pentru că năvutul este un aliment bun de consumat atunci când dorim să slăbim. Pentru că dă o senzație de sațietate la o cantitate foarte mică consumată. Este foarte, foarte util în alimentare. Acum o să amestecăm. Așa ca carnea să fie distribuită proporțional. Apa este fiartă, noi o să turnăm apă fiartă. Alții iubesc să introduc aici și plagică sau tomată. Eu, de exemplu, nu folosesc pentru că este o mâncare care stă la frigider, putem să o consumăm mai multe zile. Și dacă îi pui tomate, acum ea schimbă gustul după prima zi de preparare. Mai am un secret al meu personal. Și eu pun la, când pregătesc năut, puțin zahăr. Și am luat-o iarăși de la vrânconenii mei din Soroca, care pregătesc extraordinar năutul și nicăieri în lume, în afară de familia mea, n-am gustat atât de delicios năut. Apă turnăm într-atât cât se va acoperi, nu facem abuz de apă. Cred că va fi prea zimos, dar parcă am pus de toate. Sare am pus, piper negru am pus, frunze de datin am pus, morcov și ceapă este, cărniță este suficientă. De acum trebuie să potrivim focul. O să-l punem la rolă, năut pregătit, gata, doar îl pun la rolă. Jumătate de oră va fierbe la foc puternic, pe urmă rolă o să dau mai cicișor și o să fiarbă așa în cicișor. Îl fierbem pe parcursul, îl coacem mai bine, îl înătușim așa la vreo 3 ore, ca să fie gustos, savuros și cu aromă delicioasă. S-au umflat boabele toate. Nu știu dacă la gust. Este foarte apetisant. Uitați-vă bobul cât este de frumos. Este umflat, uniform. Cărnița s-a fiert. Văd că a căzut de pe oase.